Eu sunt Gabriela, m-am născut într-o familie foarte numeroasă. Suntem în total 5 frați. Ea e mama mea, tocmai ce a născut al 5-lea copil. Este o fetiță și o cheamă Sonia. Fiind atât de mulți, avem nevoie de suport financiar ca să supraviețuim. Adică de bani. Din acest motiv, tatăl meu este întotdeauna plecat în străinătate și ne trimite bani lunar. Mama nu lucrează pentru că este în concediu de creștere a copilului. Stă acasă și are grijă de surioara mea mai mică, Sonia, cel mai nou membru al familiei. Gata, Sonia, gata, mami! Uite, o să-ți pregătesc laptele de îndată! Gata, micuțul, ești gata! Săracuța trebuie să-i schimb pampersul! Rezistă, micuțul, mama, o să schimbe acum pampersul! Micuța mea, Sonia, mama te schimbă acum. După care vei mânca ceva și lasă-mi cu tine. Haide, Sonia, acum te-am schimbat, ce e? De ce plângi încă? Of, Doamne, chiar acum trebuie să sunei și telefonul acesta. Oare unde l-am lăsat? Of, unde l-am pus? Aici era. Alo, bună ziua. Bună ziua, doamna mama lui Andrei. Da, eu sunt, ce s-a întâmplat? Sunt diriginta lui, s-a luat la bătaie cu cineva astăzi la școală. Trebuie să veniți de îndată. Cum? Dar copilul meu niciodată... N-am găsit telefonul, mama! Am sunat telefonul, unde e, mama? Scumpă, caută-ți-l! Vezi că vorbesc și eu la telefon? Cum spuneam, doamna dirigintă, sunteți siguri că el a fost cel care a început bătaia? Eu nu mi-am educat copilul așa! Deci după cum spuneam... Oh, nu, mama! Chiar începe să plângă? Doamne, m-auziți? Ei bine, să ai atâția copii nu e absolut deloc ușor. Săraca mama! Astea sunt activitățile ei în fiecare zi. Fie e sunată de către diriginta unui frate de-al meu pentru că a făcut vreo prostie, fie bebelușul plânge non-stop și nu știe ce să-i facă, fie sora mea are tot timpul mofturi. Crezi că mergi? Dă-te din fața mea, trebuie să merg să vorbesc cu mama. Mi s-a stricat tableta, numai ea mă poate ajuta. Trebuie să-mi cumpere una nouă. Ia dă tableta aia încoace. Nu te duci nicăieri. Mama are destule pe cap. Cum adică ți s-a stricat? Nu vezi că merge perfect? Mie nu mi se pare că s-a stricat. Da, dar colegii mei au tablete mai bune și mai frumoase. Vreau și eu tabletă nouă. 2 ore mai târziu. Cum adică nu vrei să faci teme? Trebuie să faci teme. Of, bine, mamă, o să vin și o să fac temele cu ea. Nu-mi vine să cred, tu măcar ești atentă la ce scrie acolo? Normal că sunt atentă, de ce mă întrebi? Atunci de ce scrii tabla înmulțirii dacă tu faci tema la geografie? Ha, ups, din greșeală, am uitat că facem tema la geografie. Te rog frumos să fii atentă la sora ta mai mare. Într-o zi, în timp ce eram la școală și luam prânzul, am primit un apel de la mama. Alo, mami, bună, ai fost la doctor? Ești bine, mami? Mama mea s-a simțit rău în ultima lună, așa că abia astăzi a avut programarea la medicul de familie. Scumpo, am două vești foarte bune! Nu sunt bolnavă, sunt însărcinată! De asta mi-a fost rău! Cum, însărcinată? Adică o să fim și mai mulți? De ce nu te bucuri? De-aia te-am sunat pe tine prima! Mă gândeam că te vei bucura că vei mai avea încă un frățior sau o surioară! Mamă, mă bucur, dar cu ce o să-i crești, mamă? Abia te descurci cu noi! M-ai dezamăgit, să știi! Dar mamă, mamă, alo, a închis! Chiar dacă locuiam 6 oameni într-un apartament mic și ne descurcam destul de greu cu hrana, eu tot eram fericită pentru noul bebeluș! Mă bucuram foarte mult pentru Sonia, cea mai mică dintre frați! Avea și ea încă un frățior de vârstă cu ea! Avea cu cine să se joace. Într-o seară am auzit-o pe mama că a început să țipe în timp ce dormeam. Au! Au, ce mă doare! M-am ridicat repede din pat și m-am dus să văd ce s-a întâmplat cu mama și de ce țipă. Mama, mama, ce s-a întâmplat? E totul în regulă? Am dureri mari, cred că a sosit timpul să nasc. Mama, e ok? Calmează-te! O să te duc acum la spital, o să chem o ambulanță, ok? A
Alo, vă rog frumos să veniți! Mama mea este însărcinată și trebuie să nască! Mama era deja în sala de operație de prea mult timp. Simțeam că ceva s-a întâmplat. Ceva rău s-a întâmplat. Mama a mai născut de atâtea ori, știam cum decurge o naștere. Eram foarte agitată. La un moment dat, doamna doctor a ieșit cu un bebeluș în brațe. Trebuie să-ți spun ceva. Este surioara ta, este fetiță, numai că am și o veste proastă. M-am bucurat foarte mult de surioara mea. Doamna doctor, mama unde este? Cum de n-o vedem încă? E totul în regulă? Atunci am văzut cum fața doctoriței s-a întristat. Îmi pare rău, a apărut o complicație la naștere. Am reușit să salvez doar fetița, nu și pe mamă. Cum? Nu se poate! Îmi pare rău. Eram atât de tristă, nu-mi venea să cred. Mama era stâlpul familiei, ea ținea casa pe linia de plutire. Mereu știa cum să aibă grijă de noi. Fiind cea mai mare, responsabilitatea era acum în mâinile mele. Haide, te rog, mănâncă! M-am chinuit 3 ore să-ți gătesc! Dacă nu-mi place, nu vreau să vomit! Mama gătea mult mai bine decât tine! Nu te pricep deloc! Mai bine nu mai mănânc nimic! Nu știu să faci mâncare! Mi-e dor de mama! Făceam tot posibilul ca să-i mulțumesc pe frații mei, însă nu reușeam absolut deloc. Tata s-a gândit că am nevoie de ajutor. Așa că a luat cea mai proastă decizie a vieții lui. Uite, scumpo, știu că îți este foarte dor de mama ta și mie îmi este. Și apreciez că faci tot posibilul să-ți ajuți frații. Eu nu pot să stau foarte mult timp cu voi pentru că trebuie să muncesc ca să aveți ce mânca. Bani de bună nu am, dar trebuie să aveți o mamă și tu ești un copil până la urmă, chiar dacă ești cel mai mare copil dintre toți copiii noștri. Mama ta ar fi fericită ca tu să ai o mamă. Tată, ce vrei să spui? Ce mamă? Nimeni n-ar putea să o locuiască pe mama. Știu, dragă, știu. Dar poate mai dai cuiva o șansă. Nu înțeleg la ce te referi, tată. Bianca, scumpă, haide, te rog, te aștept. Bianca? Ce Bianca? În momentul ăla, o femeie foarte frumoasă a intrat în casă. Ea este Bianca, noua mea iubită. Iubită? Dar, tată, nici măcar un an nu a trecut de când mama a plecat și tu deja ți-ai făcut o iubită. Și mie îmi pare bine să te cunosc. Mă rog. Bianca a crezut că tatăl meu are un singur copil, adică pe mine, și nu i-a convenit deloc când a aflat că de fapt suntem 6 copii. Dar sunt copiii mei! Exact, dragule, sunt copiii tăi, nu și ai mei. Eu niciodată nu mi-aș dori să am 6 copii. Am tras cu urechea la conversația tatălui meu cu noua sa iubită și nu mi-a plăcut deloc ce auzeam. Presimțeam că ceva rău urmează să se întâmple cu mine și cu frații mei. Iar eu îi iubeam pe frații mei cum îmi iubesc ochii din cap. Țineam foarte mult la ei și nu voiam să pățească ceva. Am aflat ulterior că Bianca nu era deloc o femeie bună. Avea intenții rele. În nici 6 luni a reușit să-l convingă pe tata să ne dea la centru de adopție și să facă ei copiii lor. Tata s-a împotrivit la început, dar la final a cedat. A făcut cum a vrut Bianca. Toți frații mei au ajuns la centrul de adopție și nu am mai auzit nimic de ei. Eu am avut un mare noroc, am fost adoptată de o familie bogată. Nu știu dacă și frații mei au avut același noroc ca mine. Speram să fi avut. Speram să fie bine și să fie fericiți cu noile lor familii adoptive. Când am împlinit 18 ani, am început să-mi caut frații. Am început să cercetez, să aflu care sunt familiile lor adoptive, dacă au fost adoptați. Am încercat să aflu cât mai multe informații despre ei. Nu puteam să dorm, nu puteam să mănânc, eram foarte stresată pentru că voiam cu orice preț să-mi găsesc frații. Mi-era atât de dor de ei. După îndelungate căutări, am reușit să o găsesc pe sora mea mai mică. Locuia la mare, într-o vilă imensă, deasupra mării. Gabi! Gabriela, sunt aici! Surioară, mi-a fost așa dor de tine! Și mie mi-a fost extrem de dor de tine! Mă bucur așa mult că te-am găsit! Spune-mi, de când locuiești tu aici? La nicio săptămână de când tata ne-a dat spre centrul de adopție, o familie foarte bogată! Nu știu nimic despre ei. Tu ești singura pe care am găsit-o momentan. Dar nu-ți face griji, surioară. Nu pot să nu-mi fac griji. Sunt frații noștri. Trebuie să-i găsim. Sunt ai noștri. Dacă au pățit ceva, dacă ei n-au avut norocul nostru să fie adoptați, dacă au fost niște adoptați de niște oameni răi, ce ne facem? Nu-i putem lăsa acolo. Nu-ți face griji, surioară. O să-i găsim noi.
Acum o aveam pe sora mea de partea mea, care m-a ajutat să-i căutăm pe ceilalți frățiori ai noștri.